Diana Vasilescu vă prezintă jurnalul Agro TV. Bine v-am găsit, încep știrile. Tarabe goale în piețe din cauza gerului, iar marfa afectată de îngheț este vândută la ofertă. Așa arată cea mai mare piață din municipiul Buzău în aceste zile, când temperaturile au coborât foarte mult și pe timpul zilei. Cele mai multe tarabe ocupate în trecut de micii producători sunt goale, iar pe alocuri marfa a fost acoperită cu pături, saci sau folii ca să nu înghețe. Din cauza temperaturilor sub limita înghețului și a curenților reci de aer din incinta pieței, se plâng comercianții, aproape jumătate din tarabe au fost goale. Și altă dată era mai bogată piața. Era, da, acum nu e vânzare și nu-și mai dă interesul lume. Ați înțeles? Și aici vreau să-i vină cu salata. O pune pe tarabă și degere. În spatele tarabelor răzbesc deocamdată puținii producători de legume care dețin solarii încălzite sau cei care aduc marfă din depozitele angro. Salată, ceapă și varză înghețată pe tarabe, spre nemulțumirea deopotrivă a clienților și a comercianților. Din cauza timpului nefavorabil. Greu de găsit verdeturile noastre acum. Da. Chiar dacă sunt... Sunt înghețate, degerate, calitate nu mai putem vorbi, pentru că până și bătrânjelul înghețat. Și scumpe. Buzău chiar era renumit cu o piață bogată, bogată. Aveam de unde alege. Da. Dar astăzi, cum arată? Astăzi este un pic mai, dar v-am spus, probabil gerul, frigul îi ține pe... comercianții acasă. Comercianții din piețe spun că marfa are deocamdată preț convenabil pentru toate buzunarele, atâta vreme cât este depreciată de îngheț. Însă valoarea verdețurilor s-ar putea dubla după ce vremea se mai încălzește. Dacă din Buzău primim informații că gerul aproape blochează piețele de legume, din Iași, colega mea Raluca Daria Diaconiuc ne transmite că s-au întețit controlele la cei care vând fructe și legume, acum, în plină iarnă. Motivele acestor verificări le aflăm imediat de la corespondentul nostru, mai ales că au fost sesizate multe nereguli, sancționate cu amenzi destul de mari. Timp de 3 săptămâni au fost efectuate acțiuni de control în domeniul legumelor și fructelor proaspete, având ca obiectiv principal depistarea, sancționarea și eliminarea tuturor abaterilor de la legislația specifică din domeniul producerii, depozitării, transportului și comercializării. Aceste acțiuni de control au fost realizate pentru loturile de legume și fructe proaspete, care proveneau atât din producția autohtonă, dar și din import și comerț intracomunitar în rețelele de comercializare în detail, spun reprezentanții Direcției Agricole din Iași. Au fost controlați peste 75 de agenți economici și au fost aplicate și 16 avertismente. Principalele deficiențe care au fost constatate de inspectori au avut în vedere punctul de etichetare neconform și documentele fiscale fără țară de origine și clasă de calitate, mai spun reprezentanții Direcției Agricole Iași. Produsul montan este mai sănătos, mai hrănitor decât omologul lui de la ŠES. Este caracterizarea specialiștilor care au studiat calitățile nutritive ale goanei de produse alimentare obținute în zonele montane. Mențiunea de calitate produs montan este recunoscută la nivel european și vine în sprijinul producătorilor din această regiune geografică. Datele statistice arată că în zona montană trăiesc aproximativ 3 milioane de oameni, iar încurajarea dezvoltării acestei industrii alimentare ar stopa exodul populației din aceste zone. Produs de nișă va fi produsul montan, dar nișa e foarte mare. Pentru că nu văd cine care are o educație cât de cât și înțelege foarte bine, și sunt mulți la această oră și în țară, dar și în străinătate, nu mai vorbesc, nu-și dorește sănătate în casă pentru el și pentru copiii lor. Asta trebuie să fie produsul montan în România, acolo trebuie să ducem locul și pentru asta avem nevoie să creăm o industrie alimentară axată pe acest sistem. Care este propunerea noastră și pe care am transmis-o și la Ursula von der Leyen cu un răspuns direct pe care l-am primit de la domnia sa, foarte mobilizator și încurajator, pentru că la nivel de microregiuni să realizăm acest parc industrial, lapte, carne,
produse vegetale și pe depozit să iasă produsul montan și să plece unde vrem noi în lume, unde vom găsi prețul cel mai bun. Dar care este problema? Că este asociația intercooperatistă agricolă montană, din ce? Din suma cooperativelor din microregiune, care aduc materiile prime și aici se face ceea ce ne poate plasa să facem comerț. Adică produsul montan pentru România, pentru sănătatea generală, pentru sănătatea națiunii și pentru sănătatea și altora care sunt dispuși să plătească prețul cel mai bun. Ăsta văd eu viitorul, asta e viziunea. Am avea nevoie cam de 500 de cooperative axate pe produsul montan în Carpați, așa am comunicat și doamnei, pentru că la doamna președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, i-am transmis nu numai situația spusă, cum să vă spun eu, spusă pe față cum stăm, cu toate dificultățile, dar și o parte a doua care răspunde întrebarea, ei, acum ce e de făcut? Și atunci am spus ce trebuie să facem. Și atunci ar fi microregiuni în țară, ar fi cel mult vreo 50, și atunci ar trebui acest sistem. Și eu am propus ultima dată, am propus la planul de reziliență, am sperat, nu l-au băgat la planul de reziliență, cu mare regret vă spun chestia asta, lipsă de orientare, nu au văzut ce perspectivă extraordinară. Vă dați seama, am avut răspunsuri pozitive și de la Consiliul Județene Alba, Bistrița, Năsăul și Suceaba, care toți au fost de acord, Agenția Nord-Est a fost de acord cu planul ăsta, cele două academii, Academia Mare și Academia Agricolă, de asemenea, și de asemenea, desigur că filialele noastre unde am lucrat și unde avem rezultate. Este foarte mult de muncit. Și aceasta e invitația. Hai să muncim cu rost și cu perspectivă și cu responsabilitate față de națiunea noastră. Facturile uriașe la utilități fac să crească și costul de producție al pâinii. În județul Argeș, cea mai mare brutărie care în mediul rural funcționează cu succes de zeci de ani, are deja costuri duble la producție. Din păcate, nu este singura problemă. Oamenii nu mai au bani, iar volumul de pâine vândută de brutari scade dramatic. În cea mai mare brutărie din Argeș lucrează foarte mulți oameni din zonă, dar și cetățeni asiatici, cărora conducerea unității le oferă nu doar un loc de muncă, ci și condiții de cazare. Soarta lor și a familiilor lor ar fi pusă sub semnul întrebării dacă volumul de vânzare scade. Totul din cauza facturilor colosale primite de fabrică în ultima perioadă. Vreau să spun că la societatea pe care eu o coordonez, vreau să reamintesc faptul că dacă plăteam undeva în jur de 200 de mii de ron pe lună gazele. La momentul acesta factura ne-a venit undeva în jur de 400 de mii de ron gazele pe lună. Sigur că influențează foarte mult. Încercăm să supraviețuim aceste perioade care consider că este foarte grea în toată industria și a afectat de fapt toate sectoarele, nu numai industria de panificație. Cu experiența acumulată în atâția ani de activitate, conducătorul unității propune și o variantă care ar ajuta întreprinzătorii să-și continue activitatea. O soluție pe care aș putea să o văd ar fi ca intervenția statului să fie neapărat în această situație. Dacă nu se va găsi soluții pentru a putea trece peste această perioadă, cu certitudine, în următoarea perioadă vom vedea foarte multe societăți comerciale care vor pune lacăt. De cealaltă parte, însă, atrași de raportul calitate-preț, mulți consumatori vin zi de zi de la mulți kilometri distanță până la magazinele fabricii pentru a se aproviziona. Tocmai m-am întors de la magazinul de prezentare de la Mărăcineni, deși nu locuiesc acolo, merg circa 10 km până la magazinul de prezentare pentru a achiziționa diferite produse, începând de la pâine, produse de panificație, covrigi, lipii și multe alte sortimente de patiserie, deoarece acolo le găsesc și la un preț redus și de asemenea un mare avantaj este că nu sunt făcute din aluat congelat. Ministrul Agriculturii a explicat într-o intervenție la un post de televiziune ce soluție are pentru cea mai mare criză a prețurilor la alimente cu care se confruntă România ca și consecință a scumpirii energiei. Orice stat trebuie să-și hrănească populația indiferent de momentele de boom economic sau de situațiile de criză, spune Adrian Chesnoiu, adăugând că situația necesită intervenție directă pentru echilibrarea situației din agricultură. Întrebat cum percepe efectul scumpirilor asupra consumatorului român și ce măsuri are în vedere, ministrul Agriculturii spune că situația actuală ridică foarte multe semne de întrebare și necesită răspunsuri rapide.
Agricultura este un sector vital pentru orice națiune. Orice stat trebuie să-și hrănească populația, indiferent de momentele de boom economic sau de situațiile de criză. Fiind o situație aparte, trebuie să intervenim în mod direct pentru echilibrarea situației din agricultura României, a declarat Adrian Chesnoiu. Sunt multe planuri și multe zone în care apar și pot apărea dezechilibre. Criza gazelor naturale a cauzat o problemă în asigurarea necesarului de fertilizanți în agricultura României. Criza energiei electrice cauzează prețuri mai mari sau cu potențial de majorare unde se regăsesc mai mulți factori de risc. Și aici se referă la sectorul morărit și panificație. Avem la îndemână măsuri și mijloace de intervenție. Pe de o parte sunt acele programe pe care noi le-am bugetat pentru anul 2022. Sunt prinse în buget măsuri de sprijin care vizează sectorul de legume, unde intervenim cu ajutoarele de minimis, avem 225 de milioane de lei alocați. Continuă programul de susținere a producției de usturoi. Am început să nu mai luăm usturoi din China și deja a început să crească producția de usturoi propriu. Avem program de susținere pentru producătorii de cartofi. Este pentru prima dată când am bugetat un astfel de program și celelalte măsuri care sunt fie din buget național, fie din fonduri europene, care vizează sectoarele zootehnice principale, bovine, ovine, caprine, porcine și sectorul avicol. A mai spus ministrul agriculturii în interviul acordat unui post de televiziune. Campania agricolă care se pregătește să înceapă stă sub semnul scumpirilor și al incertitudinii. Așa că toată lumea se întreabă dacă lucrurile se vor potoli măcar. O întrebare firească pentru fermieri este una legată de prețul îngrășămintelor, când ar putea scădea măcar puțin. În ultima vreme, oamenii au fost obligați să plătească și de până la 4 ori mai mult decât acum un an pentru principalele tipuri de îngrășăminte. Veste bună venită din piața inputurilor. După cotele maxime de prețuri din lunile noiembrie-decembrie la nivel mondial, se vede o modestă reducere a prețurilor la îngrășăminte. Astfel, în cazul ureii, care la începutul anului trecut se vindea pe bursă cu $280 tona, în noiembrie anul trecut a fost atins maximum de $934. Iată însă că acum prețul a scăzut puțin la $817,5 tona. Puțin, dar e un semn bun. Poate și pentru că unii fermieri din emisfera nordică și-au acoperit în bună parte necesarul de îngrășăminte, iar deocamdată pot aștepta. Pe acest fond, în Statele Unite ale Americii a fost înregistrată o scădere a prețurilor. La nivel european, însă, prețurile nu au scăzut semnificativ, doar cu $20 pe tonă, din cauza problemelor legate de resursele energetice limitate ce afectează fabricarea. Unii analiști sunt de părere că scăderea prețurilor la îngrășăminte la nivel regional ar putea avea loc doar dacă prețul pentru gaz va continua să scadă în următoarele 2-3 luni, astfel încât fabricile de îngrășăminte să poată continua activitatea. Numai că acum specialiștii nu se grăbesc să catalogheze această minimă scădere de preț, un indicator de reducere a prețurilor, și încă nu vorbesc despre o oarecare stabilitate în viitorul apropiat. În plus, un factor de menținere a prețurilor la nivel ridicat este situația pe piața din China, pentru că Beijingul va limita activitatea fabricilor de îngrășăminte din cauza nivelului prea ridicat de poluare. Revenind în plan național, să nu uităm că Azo Mureș, cel mai mare producător de îngrășăminte chimice din România, și-a oprit activitatea din cauza prețului prea mare la energie. Pe lângă amenințarea escaladării conflictului de la granița dintre Rusia și Ucraina, un alt factor neprevăzut influențează puternic piața porumbului. Furtunile de zăpadă au închis recent cele mai importante porturi ale Ucrainei. Potrivit lui Cezar Gheorghe, expert analist pentru comerțul cu cereale la Clubul Fermierilor Români, aceste incidente neprevăzute vor conduce la o creștere a prețului porumbului în portul Constanța, acesta rămânând singurul port important din zonă care poate livra porumb. Mai multe pe acest subiect într-un fragment din emisiunea Agricultura la raport. Nu-mi doresc conflict și tensiune în bazinul Mării Negre. Îmi doresc ca lucrurile să se calmeze, deși șanse sunt foarte puține în acest moment, pentru că deja când deplasezi asemenea logistică ai costuri foarte mari, însă ce se remarcă la ora asta, că mai, va mai urma, o, să zicem, o perioadă de întârziere, este faptul că nu sunt instalate încă spitalele de campanie în zone. Deci când n-ai spital de campanie, nu faci incursiune pe jos. Mai mult decât atât, în seara aceasta am primit o informare cum că 7 porturi ucrainene sunt închise din cauza furtunilor de zăpadă. Este interzis inclusiv pilotajul navelor și ne referim la, luăm doar pe cele mai importante, care sunt Nicolaev, Chornomorsk, Odessa și Mariupol. Asta înseamnă că va fi o întârziere logistică a livrărilor de porumb, ceea ce va conduce, conform acestui principiu, la o creștere a prețului a porumbului
în portul Constanța implicit, pentru că va rămâne singurul loc din care se va putea încărca și livra porumbul zilele următoare. Dicorland este cel mai mare dealer din România pentru headerele Olimac. Din această clasă, una dintre cele mai spectaculoase unități livrate este headerul Drago GT, pe 16 rânduri cu 75 de centimetri distanță între acestea. Headerul este echipat cu pleci depănușătoare care se reglează automat pentru evitarea pierderilor. Unitățile producătoare de ouă din România se confruntă cu dificultăți majore în valorificarea producției, acum când prețurile au explodat la utilități și furaje. În acest context, deloc favorabil fermierilor, rata scumpirilor nu se va diminua în viitorul apropiat. Producătorii reclamă că în acest moment prețul oferit la poarta fermei pentru un ou abia amortizează cheltuielile de producție, iar acest lucru este determinat și de importurile masive din Polonia. Sunt foarte scumpe cerealele. Da? Energia. Cum să mai producem? Care este prețul de producție a unui ou în momentul de față? La momentul de față, în felul cum producem noi ouăle, la găini crescute la sol, în jur de 42-43 de bani. Îl vândem în această perioadă cu 44-45 de bani. În această perioadă. Dar întotdeauna, începând cu luna martie, până prin luna august, prețul scade foarte mult, scade și la jumătate de preț. Adică prețul a fost perioade, ani, da, în această perioadă, din martie până în august, să vândem ouă și cu 22 de bani, până la maxim 25 de bani. Păi dacă prețul va scădea așa, n-avem ce face, închidem, termină ciclul de găini și la revedere. De ce să mai producem? Pentru că am avut ouă înainte de sărbători din Polonia, cu o fragă cu 30 de ouă, 9,99 lei. Nu, ne întrebăm din nou cum produc acei oameni ouăle, pentru că trebuie să aibă și un profit, mai sunt și transportate, mai trebuie să aibă și hipermarketul sau unde le vând un profit, adică ne întrebăm cum de ei poate să producă în felul acesta. Oricum, deja suntem, trebuia să, era planificat să schimbăm un ciclu de găini în aprilie, s-ar putea să nu mai schimbăm, să rămânem doar cu o hală.
Și după aceea, când, dacă se va continua mai departe, închidem de tot. Cu toate că aveam un proiect de depunere să mărim ferma de 4 ori, adică să ajungem la aproape 80.000 de capete, vedem, piața spune cuvântul. Fermele de găini ouătoare din Franța sunt la limita supraviețuirii, anunță proprietarii, care cer ajutor financiar măcar în această perioadă grea. Fermierii susțin că nu anticipaseră creșterii atât de mari ale costurilor de producție, iar restricțiile aduse de pandemie au scăzut foarte mult comenzile. Aproape că nu mai avem cui să vindem producția, afirmă aceștia, vorbind despre închiderea restaurantelor. Potrivit Uniunii Naționale a Producătorilor și Profesioniștilor de Ouă din Franța, crescătorii sunt exasperați de reducerea vânzărilor și se întreabă dacă mai are rost să meargă înainte cu afacerile. Reprezentanții domeniului transmit că fermele din sector nu au reușit măcar să ajungă din nou la nivelul de producție din 2019. Iar un motiv suplimentar de îngrijorare îl reprezintă majorarea galopantă a prețurilor pentru furajele cu care sunt hrănite găinele ouătoare, fără a uita scumpirile la electricitate consumată în mari cantități de această industrie. Uniunea a calculat că furajele s-au scumpit cu peste 30% într-un an, suficient pentru a crește costul de producție cu peste 1,5 eurocenți pentru un ou. Afirmația este susținută de calculele Institutului Tehnic al Păsărilor de Curte, care demonstrează că indicele de cost al furajelor a ajuns de câteva luni la un nivel istoric ridicat, neatins din 2012. Concret, asta înseamnă că a crescut cu 80 de euro pe ton de furaj și asta din vara lui 2020 până acum. În același timp, alte creșteri afectează prețurile de cost ale fermelor de găini ouătoare, plus 20% pentru ambalaje și energie și un plus de 10% pentru transport. În consecință, organizația profesională cere o revizuire urgentă a prețurilor de vânzare a produselor din ouă, considerată esențială pentru continuarea activității în sector. Urmează acum câteva minute dedicate promovării unor jucători din industria agro, după care continuăm jurnalul cu alte informații de interes pentru dumneavoastră. Cultura de cereale păioase este o sursă importantă de hrană la nivel mondial. Dar pericole ascunse, precum bolile foliare, pot afecta major această cultură. Corteva AgriScience lansează Verben, cel mai performant fungicid pentru cereale păioase recomandat în primul tratament. Cu cea mai avansată moleculă, Verben combate făinarea și întregul spectru de boli foliare din cultura de cereale. Verben, numărul 1 în tratamentul T1.